Marele actor Ion Dichiseanu va fi condus astăzi pe ultimul drum. Cortegiul va pleca de la Teatrul Notara spre cimitirul Belu. Artistul, vă reamintesc, va beneficia de onoruri militare, el fiind decorat de altfel de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Serviciul Credincios în grad de ofițer. Colega mea, Roxana Ciucă, este în acest moment la Teatrul Notara și vine cu mai multe informații. Roxana, bună dimineața! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace pe maestrul Ion Dichiseanu. Sicriul cu trupul neînsuflețit va fi luat la ora 10 de aici, din foaierul Teatrului Notara. Se va pleca spre cimitirul Belu, iar la ora 12 urmează să aibă loc înmormântarea cu onoruri militare. Maestrul va fi înmormântat în sicriu alb, în haine albe, iar mașina mortuară va fi condusă de o femeie. Da, ați auzit bine. Aceasta a fost dorința maestrului Ion Dichiseanu. Lângă mine este fix Gabriela Luncrățean, doamna care, o mână de fier aș putea spune, femeia care conduce dricul. Și ieri s-a întâmplat astfel. Această femeie pe care o vedeți în imagini a condus mașina mortuară de la morga spitalului Floreasca, da? Și până aici la Teatrul Notara. Cum este pentru dumneavoastră, iată, maestrul și-a dorit să fie condus pe ultimul drum de femei, pentru că acest domn a iubit frumosul și a iubit viața, femeile? Așa este. Pentru mine este o adevărată onoare să am acest privilegiu. Din nefericire, este un lucru foarte trist pentru întreaga țară, pentru întreaga națiune, faptul că domnul Dichiseanu a plecat de lângă noi. Era un suflet cu un suflet de aur, o persoană cum rar și un artist adevărat, cum rar mai întâlnești. La ora 10, doamnă, plecați de aici, de la Teatru Notara? Așa este, la ora 10 vom pleca de aici, vom trece pe la, vom face o oprire acasă, în fața casei domnului Dichiseanu, așa își dorește fiica. Să-și ia la revedere și de la casă. Este un moment foarte greu pentru toată lumea. Pentru fiica domnului Dichiseanu este un moment cumplit. Nu-și poate stăpâni lacrimile. Toți suntem în aceeași situație. Nu ne putem stăpâni lacrimile. Avem o oprire acasă pentru a-și lua rămas bun vecinii, da? Acasă, de acasă, se va pleca direct. Pur și simplu, fiica dorește acest lucru pentru că iubea acea casă, își iubea familia enorm și dorește să facem și această oprire în amintirea domnului Dichiseanu. Și apoi direct la cimitir pentru slujbă și mai apoi. Așa este, apoi ne vom opri direct la cimitir. Vă mulțumesc tare frumos pentru acest interviu în exclusivitate pentru Antena 3. Doamnelor, domnilor, există și ceva controversă în ceea ce privește moartea maestrului Ion Dichiseanu. Familia face acuzații grave spunând că acum ceva timp a trebuit să se deplaseze la o clinică particulară pentru a-și face analizele medicale, iar de acolo ar fi contactat o bacterie. Acela a fost momentul când maestrul Ion Dichiseanu a ajuns la Spitalul Floreasca, unde a stat 3 luni, iar acum 2 zile, la vârsta de 87 de ani, a pierit. Lumea este împietrită de durere. Foarte multe persoane au venit să-și ia rămas bun de la maestrul Ion Dichiseanu, aici la Teatrul Notara, unde a jucat peste 40 de ani la teatrul din spatele meu, maestrul Ion Dichiseanu. Iar astăzi, cu respectarea regulilor privind prevenirea coronavirusului, sunt așteptate mai multe persoane la cimitirul Belu din capitală la ora 12. Persoane care l-au cunoscut, l-au iubit, l-au îndrăgit, l-au văzut la televizor, vin să fie alături de familia îndoliată, să-i aducă o floare și să-i aprindă o lumânare. Au curs lacrimi la căpătâiul lui Ion Dichiseanu. De la morga spitalului Floreasca, trupul neînsuflețit al actorului a fost depus în foaierul Teatrului Notara, acolo unde și-a început cariera. Pe drum, mașina funerară a fost condusă de o femeie, așa cum și-a dorit maestrul, iar sicriul alb a fost înfășurat cu drapelul țării. Împietrite de durere, fiica actorului Ioana Dichiseanu și fosta soție Simona nu s-au mișcat de lângă sicriu. Cu lacrimi în ochi, ținând în mână o floare sau o lumânare, cei care l-au iubit și îndrăgit au venit să-și ia adio, printre ei și colegii de scenă ai actorului.
Am învățat foarte multe lucruri frumoase de la maestru Ion Dichiseanu. L-am văzut și atunci când a plâns, l-am văzut și atunci când s-a bucurat. Fiecare întâlnire cu dumnealui a fost a rămas o amintire, pentru că era un adevărat lord. Oamenii simpli care nu l-au văzut niciodată, ci pur și simplu l-au admirat pe Ion Dichiseanu în filme și piese de teatru, au dorit și ei să-i aducă un omagiu maestrului cinematografiei românești. E o pierdere foarte mare, un actor foarte mare și vesel și cu tonusul ridicat tot timpul. Așa ar trebui să fim noi toți, să-l urmăm. Toți și-l amintesc ca pe un om care a iubit viața și căruia i-a plăcut să petreacă. Jupăneasa Chiara Calița se ocupa de petrecerile unde Ion Dichiseanu era în centrul atenției. Și-a sărbat ziua aici, a dansat, era cu nepoțica, cu frumoasa lui fiică, cu ginerele. Era o atmosferă de familie, o atmosferă de scenă, de teatru și de film. Cei care își doresc să-și ia adio de la Ion Dichiseanu vor putea merge la Teatrul Notara până la ora 10, atunci când cortegiul funerar va pleca spre cimitirul Belu. Actorul va fi înmormântat cu onoruri militare.